Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Am rostit aceste cuvinte pentru că ele potrivesc chiar și în cadrul lecției noastre de astăzi, judecățile mâniei divine. Vom vedea asta pe parcursul și în mod deosebit în finalul acestei învățături biblice. Sfârșitul anunțat de Scriptură, de profeți, va veni atunci când păcătoșii vor umple măsura nelegiuirii lor. De fapt, o limită îngăduită de Dumnezeu, când El va sista îndurarea și răbdarea pe care o are și în virtutea dreptății sale desăvârșite va da drumul mâniei sale. Scriptura ne spune, citesc din cartea Apocalipsa, capitolul 11, versetele 18 și 19, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și în aceste condiții, anunță versetul următor, templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Conform celor scrise în cuvânt și păstrate în chivot, potrivit cu locul prezenței divine, cu autoritatea sa, se va deslănțui în vremea aceea, numită ziua cea mare a lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu și judecata mielului. Toate aceste vine, urgii, sunt mai groasnice decât moartea. Nu degeaba scrie tot în cartea Apocalipsa, capitolul 6, că oamenii ar dori o simplă moarte în locul acestor forme de pedeapsă. Apocalipsa 6, versetele 16 și 17. Toți oamenii, începând cu cei mai mari, ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de față celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare mâniei lui și cine poate sta în picioare? Să privim mai întâi la judecățile ultimei generații și într-o a doua parte la judecata de apoi. Va veni anul de răzbunare. Știți că Domnul Iisus Hristos, când a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit cele scrise în Isaia 61, s-a oprit la anul de îndurare, pentru că întâia lui venire a adus mântuire și har, dar a doua lui venire, pe lângă desăvârșirea mântuirii pentru cei ce au primit-o prin harul acordat la întâia venire, va aduce și mânie pentru toți ceilalți. Va fi ceea ce scrie în Apocalipsa 14 cu versetul 7, când un glas tare a anunțat, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Ziua sau ceasul, vremea, toate arată un timp hotărât de Dumnezeu pentru împlinirea acestor rostiri grele asupra tuturor care au păcătuit, îngeri și oameni. Urgiile divine prezentate în cartea Apocalipsa sunt foarte mari. Megalis, cum sunt numite în greacă, ele sunt foarte grele în primul rând pentru tot sistemul demonic și pentru toți închinătorii acestui sistem. Ele vor cuprinde în mod deosebit fiarele, Babilonul, prostituata prezentată în Apocalipsa 17. Se va întâmpla așa ca la lovirea Egiptului cu ocazia eliberării evreilor, pentru că va fi vremea când Domnul își scoate pe ai săi și lovește pe asupritori. Însă totodată vor fi loviți
și cei care n-au fost credincioși lui Dumnezeu, deși au făcut parte din poporul său. Dumnezeu n-a lovit numai Egiptul, a lovit și Israelul, care s-a făcut vinovat de lucruri chiar mai mari decât egiptenii. Iată cum descrie Cartea Psalmelor, Psalmul 78, felul în care Dumnezeu i-a lovit pe egipteni, dar cum i-a iubit și lovit și pe evrei. Citesc doar câteva versete. 21. Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia lui. 31. Când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doberit pe tinerii lui Israel. 33. De aceea le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat ani printr-un sfârșit năprasnic. 49. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul. O droaie de îngeri aducători din nenorociri, cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Hamă. Deci, toate aceste versete adeveresc că Dumnezeu la mânie a lovit în dreptate pe toate neamurile, inclusiv pe poporul său. Psalmul 105 are adeveriri asemănătoare. Citesc însă și din profeți câteva referințe, mai întâi cartea profetului Isaia, capitolul 10, de la versetul, capitolul 13, de la versetul 10. Că stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobori semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temeliile lui, de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui oprinse. Deci iată că peste tot se vorbește despre mânia lui Dumnezeu din ziua judecății lui. Iată ce scrie și Ezechiel în capitolul 5 al descoperirii sale profetice, versetele 7 și 8. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, o referire pentru Israel. Asta va fi valabil și pentru cei ce au făcut parte din biserică, dar comportamentul lor a fost la fel de vinovat sau chiar mai vinovat decât acelor din lume. Pentru că ați fost mai îndrădăși decât neamurile care vă înconjoară. Pentru că n-ați urmat poruncile mele și n-ați împlinit legile mele și n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă înconjoară. Din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu, iată am necas pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile mele sub ochii neamurilor. Dumnezeu s-a judecat de mai multe ori cu evreii într-un mod foarte dureros. Atât la asediul cu ocazia căderii Ierusalimului din vremea lui Zedechia, cât și cu ocazia asediului din anii 70, când Ierusalimul a fost cucerit de către romani, au fost chinuri groasnice. Știți ce spunea Domnul? Că astfel de zile sunt fără precedent și chiar fără alte evenimente ulterioare de o asemenea intensitate. Gândiți-vă ce va fi când Dumnezeu se va judeca cu miliardele de oameni de pe pământ, pentru că niciodată n-a fost o populație atât de mare, de numeroasă ca în vremea noastră. Ne întoarcem însă la cartea Apocalipsa, capitolul 14, pentru a vedea și de aici puterea destructivă, cât de grele, de mari sunt aceste urgii, pedepse ale lui Dumnezeu. 14 cu 9 și 10.
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și apoi, în continuare, scrie despre judecata de apoi, dar asta citim în partea a doua. Iată și în 16:2 ce este scris: cel dintâi înger cu urgii s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Tot de aici, din Apocalipsa, citim și din capitolul 18, spuneam că aceste judecăți sunt îndreptate în mod deosebit împotriva păcătoșilor care s-au aliat cu diavolul și au făcut pact, au făcut parte din acest sistem demonic. 18 cu versetul 8 la 10. Tocmai pentru aceasta, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit s-au desmerdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, vor plânge și vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Deci lovituri foarte dureroase, totale am putea spune. În al doilea rând, menționez că pedepsele distrugerilor vor fi executate prin îngeri puternici, toate ca efect a unor tunete a lui Dumnezeu, a unor hotărâri de autoritate. În cartea Apocalipsa întâlnim foarte frecvent tunetele mâniei divine și a mielului. Iată câteva referințe, 10:3. Se va vedea atunci cât de puternici sunt îngerii lui Dumnezeu și ce mandat de distrugere vor primi. Ce a fost în istorie până acum, ce a executat îngerii, va fi o nimica față de ceea ce se va întâmpla în vederea distrugerii acestui pământ. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete, 7 este completitudinea, desăvârșirea. Deci un volum de cuvânt, de autoritate, au făcut să se audă glasurile lor. Apoi 11:19, în partea finală scrie: și-au fost fulgere, glasuri, tunete. De asemenea, în 15:1 citim despre îngerii aceștia care execută tot ceea ce se va întâmpla la judecata lui Dumnezeu. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu se va descărca prin acești îngeri de mânia lui și apoi pentru toată veșnicia va rămâne ceea ce este el în fond, dragoste. Iată ce scrie aici și de la versetul 6 despre acești îngeri. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire, deci 7 pahare, simbol a urgiilor divine neamestecate pe care urmau să le lase peste oameni, pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și în 16:1 sunt deja trimiși și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă! Va fi momentul declanșator. Și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu.
Și în versetul 18 din nou se face referire la fulgere, glasuri, tunete și efectele lor. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este oul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. Pe lângă acești îngeri, Dumnezeu va executa pedepsele mâniei sale și prin anumiți oameni mandatați special ca unși ai Domnului. Amintiți-vă că în Egipt urgiile au fost executate prin Moise. În vremea lui Israel, pentru pedepsirea păcatului în poporul lui Dumnezeu, au fost folosiți oameni ca Ilie, ca Elisei, fenomene care pot să se repete. De aceea spune Scriptura în cartea Apocalipsa, capitolul 11, versetul 5 și 6, despre cei doi martori. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese un foc din gură care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zi de prorocii lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul, iată aici este o exprimare generală, cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Un drept special, rezervat, vreme de judecat. Evident că și îngerii și oamenii aceștia pot să facă totul numai sub controlul lui Dumnezeu, însă și unii și alții vor executa ceea ce Dumnezeu le cere. Prin toate aceste urgii va fi distrusă natura, pământul întreg, toate realizările umane. În mod deosebit, Scriptura vorbește despre cutremure fără precedent. Și statisticile dovedesc că numărul cutremurilor s-a mărit și intensitatea lor de asemenea. Dar spre sfârșitul istoriei acestui pământ, ele vor fi de o intensitate mult mai mare. Iată în câteva locuri din Apocalipsa unde se vorbește despre cutremure. Apocalipsa 6, versetul 12. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Capitolul 8, versetul 5. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. 11 cu 13. Citeam adineauri. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit. 16 cu 18, aici am citit, recitesc partea a doua. Un mare cutremur de pământ așa de tare cum de când este oul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. O altă formă de execuție a pedepsilor divine va fi prin grindină. Dumnezeu va folosi fenomenele atmosferice, natura pe care a creat-o, pentru distrugerea oamenilor care au prăpădit pământul și au făcut să cadă blestem și asupra lui datorită păcatului lor. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Dar aici suntem numai la trâmbiță. Dar iată ce urmează la urgii, când toate aceste fenomene se intensifică. Citesc din 11 cu 19, partea finală a versetului, pe lângă un cutremur de pământ, scrie aici o grindină mare.
Iar în 16 cu 21, deja suntem la orgii, la faza finală, o grindină mare a cărei boabe cântăreau aproape un talent, 10 de kilograme, a căzut din cer peste oameni pentru a fi nimiciți. În cartea profetului Ezechiel, vorbind despre sfârșit, din nou se vorbește despre grindină. Citeți din capitolul 38, versetul 22. Au amintit mai multe versete ca să ne fie clar că, fiind atâtea referințe cu tremurile și grindina, dovedesc că Dumnezeu va judeca pământul atât prin sine, cu tremurul este un proces la nivel de pământ. Grindina are de-a face și cu atmosfera cerească. Citim 38 cu 22. Voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre de grindină. Voi ploia foc și pucioasă peste ei, peste oștile lor și peste popoarele cele multe care vor fi cu ei. Pe lângă aceste două forme majore de pedeapsă, prin pământ și cer, Scriptura în cartea Apocalipsei ne prezintă și alte calamități fizice care completează acest peisaj îngrozitor, la care se adaugă și chinuri spirituale și sufletești. Evident că atunci când unui om îi se pierde casa și tot ceea ce are și mor o parte din familie, la un cutremur sau la alte fenomene, apar și durerile, întristările. Dar va fi mai mult decât atât. Dumnezeu va lua și pacea și bucuria. Și Scriptura ne spune, vă citesc din Apocalipsa, din capitolul 16, pentru că aici sunt prezentați și 7 îngeri cu urgiile lor. De la versetul 2 zăbovim la câteva versete, deci aici este o rană rea și dureroasă. Versetul 3, al doilea a vărsat potirului în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Deci, distrugerea completă a pământului. Al treilea a vărsat potirului în râuri și rizvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Îngerul apelor recunoaște dreptatea lui Dumnezeu, altarul a vorbit și el. Versetul 8, al patrulea a vărsat potirului peste soare și soarele s-a dat să dogorească pe oameni ca foc cu focul lui și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare. Apoi, versetul 10, al cincilea a vărsat potirului peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost apucată de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeu celor din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Apoi urmează o provocare la război, un conflict spiritual și cu efecte fizice de proporții la Armagedonul lui Dumnezeu, la locul judecății sale, așa cum spunea și profetul Ioel, când vor fi adunați cu toți în valea lui Iosafat, ca Dumnezeu să se judece cu toate aceste neamuri. Atunci va fi afectat întreg sistemul solar, care a fost creat doar pentru calendarul umanității. Soarele și celelalte astre, pe lângă lumina și căldura ce ne oferă, ele descriu o istorie a umanității. Astrologia este o încercare omenească, de factură demonică, ce încearcă să citească orarul gândit de Dumnezeu în planul său cu privire la pământ. Dar să nu uităm că însăși Dumnezeu a întrebat în cartea Iov dacă știe cineva să citească și să înțeleagă semnele zodiacului. Ceea ce încearcă oamenii sunt păcălele, horoscopul și alte fenomene și procese de înțelegere a viitorului dau greș.
Nu degeaba la diverse națiuni și culturi prezicerile horoscopului diferă. Deci se înțelege de la sine, în mod logic, că unii greșesc, chiar dacă vreunii din ei ar ghici în vreo anumită împrejurare. Cei care sunt diferiți nu pot fi două variante adevărate. Însă când se încheie istoria acestui pământ, și soarele și celelalte își depun mandatul. De aceea am citit de aici din Apocalipsa 6, de la 12 la 14, că soarele își va pierde calitatea sa binecuvântată cu privire la pământ. Să nu uităm că sunt și alte versete care descriu aceasta. De exemplu, citește și din 8 cu 12. Interesant că mai întâi scrie despre o slăbire a puterii de încălzire și de lumină și apoi despre o accentuare, despre o mărire a puterilor. A fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Dar aici se impun și cuvintele Domnului din Matei 24, care a vorbit foarte clar și nu cred că trebuie să spiritualizăm aceste versete, chiar dacă pot să aibă și un alt înțeles, când e vorba de judecățile divine, vom asista la distrugerea pământului. 24 cu 29, îndată după acele zile de necaz, dacă toate cutremurile despre care am citit sunt literare, cu siguranță și distrugerea peisajului cosmic va fi tot de factură fizică. Soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Iar Apostolul Petru scrie în a doua epistolă, capitolul 3, într-un mod foarte clar, făcând comparație cu potopul, care a fost doar o distrugere limitată, Dumnezeu urmând să-și continue istoria, dar aici suntem la sfârșitul istoriei. 3 cu 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Este foarte clar ceea ce scrie aici. Adaug și versetul 12. În ziua aceea, la venirea zilei lui Dumnezeu, cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Aceste lucruri sunt îngrozitoare, însă noi ca și credincioși, spune Scriptura aici, rămânând la epistola lui Petru, versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce a creat Dumnezeu și ce a mai adăugat noi, natura așa cum este, împreună cu toate așezările omenești, cu siguranță distrugerea corpurilor cerești va termina și cu sateliții noștri artificiali. Dar în aceste condiții, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Adică noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și chiar grăbind. Pentru că zice tot aici, în versetul 13, nu trebuie să privim doar la fenomenul distrugerii și la ceea ce urmează. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Dea Domnul să locuim și noi. Așa va fi dacă noi căutăm împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, vom ajunge pe noul pământ unde va locui neprihănirea. Să privim acum la judecata de apoi, care va avea loc după înviere. Dumnezeu toate acestea le-a prezis, iată ce scria și Naum în profeția sa, foarte categoric, capitolul 1, versetele 2 și 3. Oamenii o să-L cunoască pe Dumnezeu și în ipostaza aceasta. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii Lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie
și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. Să nu uităm și cele scrise de Apostolul Pavel, Roman, capitolul 2, unde el vorbește foarte clar că judecata lui Dumnezeu, potrivită cu adevărul, este amânată de har, este ținută în așteptare de bunăvoința, de îngăduința lui Dumnezeu. Dar toate sunt înregistrate și îngerii așteaptă ca Dumnezeu să facă dreptate și să restabilească armonia în cosmos. Roman 2, de la versetul 4, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci toate aceste informații n-ar trebui să ne sperie, să ne îngrozească așa ca pe dregătorul roman care a zis lui Pavel, du-te, nu mai vorbi despre judecată, ci să ne determine să ne pocăim ca să scăpăm de judecată. Scrie aici în continuare, dar cu pietrenii metale care nu vrea să se pocăiască. Și nu uitați, v-am amintit, aceste judecăți sunt pentru lume, dar și pentru cei care nu se pocăiesc cu adevărat. Îți adună comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Versetul 8, va da mânie și urgie. Deci este acel fenomen al mâniei din ultima generație, care se încheie cu moartea fizică, și este mânia din ziua judecății care este eternă. Sunt doi termeni foarte diferiți, două lucrări diferite, pentru cei ce se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Profetul Daniel vede și el judecata aceea atunci când descrie fiarele în cartea sa, capitolul 7, citesc de la versetul 9. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un bătrân de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată, scaunul de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu cu din pricina cuvintelor pline de trofie pe care o rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și scrie în continuare diferența despre care am vorbit în lecțiile trecute, că celelalte fiare se vor întâlni doar cu judecata din ziua de apoi, pe când aceasta din ultima generație va suporta și urgiile de la finalul istoriei, când cupa păcătoșilor este plină. Să ne întoarcem însă la Apocalipsa pentru a vedea mai exact ordinea în care oamenii ajung în iazul de foc și de pucioasă, sentința judecății din ziua de apoi. Capitolul 19, versetul 19 și 20. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și acum am citit și în Ezechiel, și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiare și se închinaseră icoanei ei, amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Apoi, spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 8, cum diavolul va ieși după cei 1000 de ani din temnița lui ca să înșele neamurile, să-i adune pentru război. Versetul 9, ei s-au sculat, s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți în vecii vecilor. Finalul tuturor lucrurilor rele este iazul de foc. Aici, în continuare, ni se scrie de la versetul 14,
și moartea și locuința morților. Deci nu doar cei din ultima generație, ci toate generațiile care au trăit pe pământ, care sunt depozitate, sunt în așteptare, în arestul morții și a locuinței morților, au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și în versetul 12 ni se spune cum la judecată au fost prezenți toți pentru că n-ar putea să scape nimeni. Reau cele două aspecte. La judecată vor fi osândiți și pedepsiți pentru eternitate cei ce au respins harul, pentru că lumea nu va fi pedepsită pentru că a păcătuit. Toți au păcătuit. Și pentru că au respins mântuirea prin Domnul Hristos. De aceea scrie aici, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții mielului a fost aruncat. Faptele lor sunt dovada complementară, dar cauza principală este refuzul de a accepta mântuirea prin Domnul Hristos. Acest adevăr este prezentat foarte clar în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, prin însăși cuvintele Domnului, care zice în versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar concluzionează versetul 36, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața. Și asculta sentința, ci mânia lui Dumnezeu rămâne, acea fază eternă, rămâne peste El. Dar de aceeași osândă ce n-are asemănare, vor avea parte și cei care schimbă harul lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Iuda, capitolul 1, versetele 4 și 5, aici este o înșiruire de oameni care s-au pierdut pentru eternitate. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta. Expresia de osândă înseamnă iazul de foc, judecata lumii. Oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singur nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Și apoi de exemple, vreau să vă aduc aminte, zice el, de evrei, de îngeri, să nu uităm că și îngerii vor fi judecați cu acea ocazie. Noi cei mântuiți vom efectua și judecata lor. Interesant, această judecată nu este dată nouă și nu îngerilor rămași fideli. Evident că Domnul Hristos este judecătorul și al îngerilor, a primit stăpânire peste toate ființele din univers. Dar spune Scriptura prin Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:3, reamintindu-le atunci când aveau conflict între ei și erau nedrepți, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Și Petru la rândul lui, a doua epistolă, capitolul 2, versetul 4, adeverește că ei stau legați pentru ziua judecății, nemai având șansă de mântuire așa cum este cazul tuturor oamenilor morți. În Iuda este prezentată și o profeție a lui Enoch despre judecata în care Dumnezeu va încredința pe toți oamenii de faptele lor delejuite. Vor avea în față atât cartea vieții mielului, mântuirea respinsă, cât și faptele lor, și oamenii au fost judecați după cele scrise în cărțile acele. Este o dublă dovadă a osândirii când cerul și pământul își vor depune mărturia. Prin ei Dumnezeu va judeca pe oameni, prin cele două, prin cer și pământ, dar tot cerul și pământul în mod simbolic au fost luate în Deuteronom și apoi în Isaia ca martori împotriva păcatului omenirii. Nu insist asupra judecății din ziua de apoi, ea nu este pentru credincioși. Domnul a spus foarte clar în Ioan capitolul 5, dacă noi îl credem și îl ascultăm, nu avem de-a face cu judecata aceea, pentru că Scriptura spune aici în Apocalipsa capitolul 20,
Versetul 5, ceilalți morți n-au înviat până s-au sfârșit și 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Asta înseamnă că nici judecata. Pentru că din cele scrise din capitolul 20 de la versetul 11 la 15 nu se vede vreo șansă de mântuire decât pentru cei mântuiți prin Domnul Hristos. Rezultă foarte clar că după cărțile acelea nu a fost nimeni mântuit. Iată mențiunea care adeverește asta. 15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții. Și Cartea Vieții este numită cu denumirea ei întreagă Cartea Vieții Mielului. Deci nu este mântuire decât prin Domnul Hristos, cum este scris și în Fapte 4:12. A fost aruncat în iazul de foc. Închei, spunând în concluzie că sfârșitul, judecățile și urgiile vor veni așa cum este scris în Apocalipsa capitolul 14, când secerișul este copt, când grâul este copt, la vremea secerișului. Domnul a vorbit și în pilda cu neghină, când a zis, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Și acolo sunt menționate două categorii care vor ajunge în osândă. Iată-le, citim întâi așadar din Matei 13, cuvintele Domnului, versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui Dumnezeu toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi va arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mai fac aici o mențiune, există în vremea noastră tot mai multe păreri sau tot mai mulți care sunt de părere că iazul de foc nu va fi un chin real. Și încearcă să spună asta că dragostea lui Dumnezeu n-ar putea să suporte un chin veșnic. Să nu uităm că în cartea Apocalipsei aceste pedepse sunt prezentate ca fiind mânia mielului. Și însuși Domnul Iisus cu gura lui a rostit de foarte multe ori cuvinte despre un chin veșnic, un fum etern, un vierme care nu moare, un foc care nu se stinge. Iar în Apocalipsa, foarte frecvent, sunt asemenea mențiuni. Iată însă pasajul din capitolul 14 care arată că toate acestea vor avea loc numai atunci când Dumnezeu va socoti că este destul, s-a încheiat numărul mântuiților și altcineva nu mai poate fi mântuit. Citesc de la versetul 15. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templu care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ și a cules via pământului. Și-a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii. Eu cred că numărul de 1600 se referă la pedeapsă și pământ, fiind un număr simbolic. În aceste condiții, să ne amintim de făgăduința biblică ce spunea că există lucruri care se clatină și lucruri care nu se clatină, noi de care ne-am legat. Zice în Evrei 12, am primit o împărăție care nu se poate clătina. Un frate mi-a spus despre un vis ce l-a avut, era într-o adunare, și a auzit o voce ca de tunet, așa cum am zis din Apocalipsa. A fost dat un număr și s-a adăugat
voi începe să clatin cerurile și pământul. Apocalipsa, în toate fazele ei, este aproape. Dumnezeu s-a mai judecat cu oamenii așa în mod particular. Mi-am amintit despre unul care vorbea foarte urât despre Dumnezeu, înjura. Și în timp ce pe un drum de țară, pe lângă o apă, transportau cu o camionetă piatră de calcar pentru var, s-a răsturnat și el era în sus, în ladă, împreună cu varul, că nu încăpeau toți în cabină, a căzut mașina peste el în apă, varul a început să se înfierbinte ca și în procesul de stingere și a ars acolo în foc. Toți din localitatea aceea au zis, s-a judecat Dumnezeu cu el. Astea sunt numai semne, zice în Eclesiastul, că unii mor înainte de vreme că sunt prea păcătoși. Dar când lumea asta, a cărei păcat crește vertiginos, va atinge măsura, se va întâmpla așa cu toți. Noi însă suntem păstrați pentru o lume și lucruri care nu se clatină, slăvit să fie Domnul. Și un ultim adevăr, în toată această perioadă, scrie în cartea Apocalipsa că reacția ultima omenirii va fi bocet, plâns, dar fără nici o stare de pocăință. Omenirea nu se va mai pocăi. Iată numai câteva versete care adeveresc lucrul acesta. Încă de la început în Apocalipsa scrie în 1:7, iată el vine pe nor și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpun și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Dar, spune Scriptura, de exemplu, 9:20, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste orgii nu s-au pocăit. Apoi, capitolul 16, în mod deosebit, evidențiază aceste aspecte, versetul 9. Și oamenii au fost dogrâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit să-i dea slavă. Versetul 11. Și-au hulit pe Dumnezeu cerul din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Pentru că așa cum scrie în 15, cu 8 se va închide templul. Dumnezeu nu mai va păstra har pentru ei și oamenii fără har nu se pot pocăi. E îndurarea lui Dumnezeu când cineva se poate întoarce și să se pocăiască. Însă, în ultimă fază, oamenii vor trebui să recunoască dreptatea lui Dumnezeu, cerurile vor vesti și oamenii vor fi nevoiți ca și Acan, căruia Iosua a zis, fiule, dă slavă Domnului, ce slavă când el urma să moară. Adică vor trebui toți să recunoască. Așa cum este scris aici, vă citesc despre un asemenea moment, 11:13, partea finală, și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeu cerurilor. Sau, mai evident, capitolul 15, versetele 3 și 4, ei cântau cântarea lui Moise și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale împărate neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele Tău? Cine? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta pentru că judecățile Tale au fost arătate. Evident că în primul rând toți îngerii, oștirile din cer și mântuiții vor da slavă lui Dumnezeu și vor zice că este drept. Versetul 5 din capitolul 16, drept ești, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Însă și cei răi vor fi nevoiți să recunoască. Pentru că Dumnezeu este drept și în fața Lui, nelegiuirea își închide gura. Domnul să ne dea îndurare. Și în fața unor asemenea lucruri să spunem tuturor oamenilor, așa cum este scris aici în 14:7, temeți-vă de Dumnezeu, să le vestim Evanghelia că vine ceasul judecății divine.
Zicea profetul Mica, atunci când se va împlini ziua vestitei toți profeții tăi, va fi uluiala lor. Amintiți-vă de acel frumos vers care zice în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare, Apocalipsa evidențiază în mod deosebit pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei care a făcut să curgă sângele martirilor, vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Va fi atunci, de aceea e scris aici, cântarea lui Moise și cântarea mielului, ca și pe malurile de răsărit ale Mării Roșii, când evreii au cântat, scăpați de Egipt și de lumea aceasta. Vom cânta și noi în ziua aceea, să ne ajute însă Domnul să ne pocăim cu adevărat. Spuneam recent unor frați, unei adunări, mântuirea este așa de scumpă, încât nu merită să ducem o viață cu riscuri și să tot amendăm pocăința. Se poate și așa, se poate și așa. Dumnezeu este bun, n-are pretenții. Doar ăsta fie păcatul. Așa se fac pașii spre iad, mărunți, dar apoi urmează căderea liberă. Și vă spuneam că în fazele acelea nu mai există revenire. Am cunoscut cazul unor oameni care au căzut și alții au fost apucați de milă. Au încercat să-i recupereze, să le vorbească. Și există o fază din care oamenii nu se mai pot întoarce. Așa va fi omenirea în faza ultimă, fără șansă de pocăință. Lot n-a mai convertit pe nimeni. Noe n-a mai putut pocăi pe nimeni. În ultimă fază nu există altă soluție să nu înțeleagă cineva greșit. De ce recurge Dumnezeu la asemenea măsură? Pentru că nu mai este nimic bun. Secerișul e copt. Neghina poți să o ții cât vrei. S-a dovedit că e neghină. Este faza finală, decisivă. Și Dumnezeu este nevoit să restabilească ordinea în acest univers. A avut destulă răbdare. Ne întrebăm adesea când ne izbim de rău, de ce l-a îngăduit Dumnezeu atâta pe diavol? Vom veni atunci. Cât de drept a judecat Dumnezeu și cât de corect lucrează, slăvit să fie numele Lui. Spunem încă de acum, mărit să fie Domnul.